de urgență Vasile Goliș al județului Arad. Intervine cu un număr de două autospeciale de lucru cu apă și spumă. S-a declanșat planul roșu de intervenție, urmând ca și autospecialele smurți să ajungă în timpul cel mai scurt la locul incidentului. O autospecială de intervenție la accidente colective și o descarcerare. Astăzi avem un exercițiu pe situații de urgență. În momentul în care o aeronavă a întâmpinat dificultăți, în speță a anunțat un foc la motor și care are 20 de pasageri la bord și 4 tone de combustibil. Sigur că da, avem ocazia astăzi să testăm angajații și colegii noștri cum pot și cum reacționează în asemenea situații. Thank you.